Bine ați venit la întâlnirea cu emisiunea Cine sunt adventiștii? Sunt Ioan Câmpian Tătar și mă bucur de o nouă ocazie în care vă pot prezenta activitățile frumoase și prețioase susținute de Dumnezeu și desfășurate în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Astăzi vom cunoaște un domeniu foarte important al dezvoltării ființei umane, educația. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa, iar degradarea produsă de păcat poate fi îndepărtată prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos și prin formarea unui caracter asemenea caracterului Mântuitorului nostru. Dumnezeu și-a educat poporul și implicit pe fiecare om cu privire la relația dintre cunoaștere, înțelepciune și fericire. Prin profetul Isaia, Dumnezeu ne spune: statornicia zilelor tale și tăria fericirii tale vor veni din înțelepciune și cunoaștere. Dumnezeu este izvorul oricărei cunoașteri reale, iar primul obiectiv al educației este să ne îndreptăm mintea către ceea ce descoperă El însuși despre sine. Încă de la începutul anilor 1850, Biserica Adventistă a îmbrățișat ideea că educația trebuie să fie răscumpărătoare ca natură, cu scopul de a restaura ființa umană în postura inițială, creată de Dumnezeu. Sănătatea mentală, fizică, socială și spirituală, creșterea intelectuală și slujirea omenirii formează un nucleu de valori care constituie aspecte esențiale ale educației adventiste. Education is one of the qualities which are one of the components that shapes life here and now, shapes our professional functions, shapes our sense of fulfillment. And we have always felt as a church that it was important for us to be contributors to the kind of education that will build society. To do that, it will be good professional educational program that will meet the standard, the national standards, professional standards, national standards. But there is another component in our education, which is one that deals with life issues, quality of life. It deals with spiritual values, moral values, ethical values, in a stronger way than you would find it in a public school system. So we try to bring both that which the public school system brings plus the additional enrichment factors. We try to bring that into our education. But education is critically important in order for people to be able to rise to their potential. We believe that true education is learning not only facts and information, but learning about God. And in every subject, as we try to present it in our schools, the hope is that it will be presented in a way that Jesus comes through in everything. And you say, well, math class is math, or history is history, but you look at history from a very different perspective as an Adventist than you do as somebody who doesn't believe in God. Even math you look at in a different way. You look at the stars, you count the universe, the size, the speed of sound, the speed of light, and you have a different perspective when you know a God created that and that all of these things came from Him. I heard one of the teachers where I have listened to, he said, education and salvation are very much, very similar. I think when God saves us, He also educates us because He wants in us to create that person again that He thinks we should be, that He has in mind already. And therefore, I think education is mission, is an essential element of salvation. La începutul anilor 1870, Biserica Adventistă a început să dezvolte un sistem de învățământ denominațional. Pentru o abordare corectă și profesionistă a nevoilor de educație ale membrilor, a fost creat un departament de educație în sistemul administrativ al bisericii. În prezent, la nivel mondial, Departamentul Educației este responsabil de coordonarea, promovarea, pregătirea și calitatea programelor educaționale globale ale Bisericii Adventiste de ziua șaptea, care include peste 7800 de școli, colegii și universități, cu peste 87.000 de profesori și peste 1.600.000 de elevi și studenți. Dintre acestea, diviziunea Euroafrica, în care este integrată România, prezintă un număr impresionant de instituții educaționale. Pot să spun că avem peste 1.680.000 de studenți și elevi. Avem peste 8.000 de instituții educaționale în toată lumea, 111 universități, bineînțeles mult mai multe licee și, dacă mi-aduc bine, peste 5.800 de școli primare.
Cred că trăim o perioadă când există o luptă pentru identitate și în acest context biserica se asociază foarte bine cu educația. De fapt, de la începutul ei a militat pentru formare și această educație se realizează începând din familie, în cadrul instituțiilor de învățământ pe care biserica le coordonează, le conduce, școală primară, licee, universități și nu doar. Deci se dezvoltă pe o bază a cercetării, chiar în cercetare medicală. Deci considerăm că biserica la ora actuală are un cuvânt într-o societate care este de multe ori afectată de această confuzie a valorilor. Pentru Biserica Adventistă, educația este mijlocul lui Dumnezeu prin care modelează oameni capabili de a transmite adevărurile Sfintelor Scripturi unei lumi lipsite de speranță, de a învăța pe toți semenii să trăiască fericiți și de a forma caractere pentru împărăția lui Dumnezeu pe care El a pregătit-o. Valorile pe care le promovează o școală adventistă sunt următoarele. Aș enumera doar câteva dintre ele. Și anume, consacrare spirituală. O școală adventistă întotdeauna îi va ajuta pe tineri să aibă o viață de devoțiune deosebită, o relație cu Dumnezeu specială. În al doilea rând, o conștiință de sine, descoperirea ceea ce sunt ei, având în centru pe Mântuitorul Iisus Hristos. Integrare socială, responsabilitate civică, misiune, slujire, toate acestea având în centru exemplul Mântuitorului nostru. Cred că valorile esențiale transmise într-o școală creștină sunt cele legate de credința în Dumnezeu, iubirea față de Dumnezeu și respectul și iubirea față de aproapele. Și de aici decurg o serie de lucruri practice pe care tinerii le pot lua cu ei de-a lungul vieții. Mă refer aici la modul în care își exersează credința, modul în care se roagă, modul în care citesc Biblia, modul în care se raportează la Dumnezeu. Pentru că toate aceste aspecte conduc la modul în care copiii se vor raporta după aceea ca adulți la cei din jurul lor. Valori ca respectul față de oameni, cinstea, care nu este doar o chestiune de maniere, ci este o chestiune de fond a caracterului. Modul în care îi respectă pe cei mari, mă refer la autoritatea părinților sau la autoritatea profesorilor sau a șefilor de la diferite instituții, toate acestea sunt învățate în esență într-o școală creștină. Biserica Adventistă de ziua 7 promovează educația pentru că suntem convinși că în formarea caracterului educația are un rol extraordinar de important. Educația și procesul de mântuire au ceva în comun. Fără transformarea caracterului uman, nu putem să vorbim de o mântuire adevărată. De aceea, încă de la începuturile ei, Biserica Adventistă a pus accent pe două arii importante, și anume educația și sănătatea. Când vorbim despre educație, nu ne referim doar la maniere, nu ne referim doar la informațiile pe care le acumulează, ci ne referim la toată ființa, în întregul ei, în dezvoltarea unui om de la primii pași, de la cei mai mici, cea mai mică vârstă, până la adult și chiar mai târziu. Toată viața ne educăm, creștem. De aceea o bună educare va lua în calcul întotdeauna toate aspectele vieții, de la aspectele fizice, dezvoltarea armonioasă, la aspectele intelectuale, de cunoștințe, de înțelepciune, de toate acestea împreună ne fac ceea ce suntem. Noi suntem foarte mult influențați în educație de filozofia grecească sau de cultura grecească, pe care o găsim încă pe paginile Scripturii. Când ne uităm la Pavel, când merge la Atena, Pavel era creștin, era apostol, și spune în versetul 21 din capitolul 17, căci atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să audă ceva nou.
În concepția ebraică sau în sistemul ebraic, cuvântul este și faptă. Așa cum am spus înainte, educația este facultatea de a gândi și a face. Pe când în sistemul grecesc, educația este un exercițiu intelectual. Așa se face că și la noi în țară există atâtea instituții și atâtea școli care produc atâția absolvenți, să zic așa, dar care nu vor aplica niciodată ceea ce au învățat. Și asta este o deficiență mare a sistemului educațional. Adică educația trebuie să se concentreze nu doar pe a transmite niște informații, pe a da niște diplome, ci trebuie să se concentreze și pe a aplica în viața celui care studiază principiile și informațiile care au fost descrise. Din punctul ăsta de vedere, educația creștină aduce o mare îmbunătățire. Școlile creștine au avantajul că oferă o educație superioară, credem noi, celorlalte sisteme de învățământ, dar au și dezavantajul că sunt puține. Și atunci părinții trebuie să-și trimită copiii de la vârste destul de mici, departe de casă, în grija unor oameni care se presupune că trebuie să suplinească acest rol de părinți. Și cred că interesul pe care cadrele din instituțiile de învățământ creștine îl acordă copiilor este cel care face diferența. Și atunci când, prin puterea lui Dumnezeu, prin relația lor personală cu Dumnezeu, acești educatori încearcă să transmită valorile creștine nu doar prin cuvânt, ci printr-un mod de viață, arată dragoste față de copii, atunci ei sunt un mic înlocuitor pentru părinții. Rolul educatorilor într-o școală creștină nu este acela de a impune religia copiilor, ci de a trăi religia atât de frumos încât să-i facă pe copii să se îndrăgostească de Iisus Hristos. Educația școlară din România a început târziu, după 1989, însă în fiecare an se înregistrează o extindere a instituțiilor educaționale adventiste și un interes mai ridicat pentru cunoaștere și dezvoltare. Din perspectiva cifrelor, educația adventistă din România înseamnă 56 de grădinițe. Nu sunt multe, dar nu sunt nici puține, având în vedere că sistemul educațional adventist în România începe să se dezvolte în mod special după Revoluție. 8 școli primare. Școala de la Macea este a 8-a. 4 școli gimnaziale. 6 licee. Anul acesta a fost deschis un nou liceu în București. O școală post-liceală sanitară la Brăila și Institutul Teologic de la Cernica cu cele 4 specializări: teologie pastorală, asistență socială, română-engleză și pedagogia învățământului primar și preșcolar. Și tot aici, la Cernica, se desfășoară un program de master în teologie, în colaborare cu Universitatea Andrews din Statele Unite, un master în educație, în colaborare cu Universitatea Montemorelos din Mexic și, prin harul Domnului, din vara viitoare, un program de master în consilierea familiei, în colaborare cu Universitatea Montemorelos și un doctorat în educație. Învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Un motto pe care Biserica Adventistă de ziua 7-a îl susține în dreptul tuturor familiilor și centrelor de educație creștină. În continuare, vă invit să ne apropiem de copilașii care frecventează grădinițele și școlile adventiste. Nu ne permitem ca în cadrul acestei emisiuni să vizităm toate cele peste 50 de grădinițe, dar credem că vor fi suficiente pentru a ne face o imagine despre ce învață și cum se simt copiii în astfel de instituții. Începem să vizităm mai întâi grădinițele din zona Transilvania de Sud. Toate grădinițele și școlile adventiste își încep ziua cu un devoțional, prin care copiii își exprimă recunoștința în cântec și rugăciune, citesc psalmi și învață din Biblie. Ne place foarte mult începutul zilei, când începem ziua cu un devoțional. De obicei, cu copiii mici, cântăm sau spunem câte o povestire și învățăm câte ceva din această povestire.
În timpul zilei, lecțiile sunt prezentate din punctul nostru de vedere, de exemplu legat de creațiune, legat de faptele bune, cum să ne comportăm unii cu alții, cum să-i ajutăm pe cei săraci și multe altele. Noi în fiecare dimineață începem activitatea la grădiniță cu o poveste. O poveste care ne ajută să fim mai aproape de Dumnezeu. Este o cărticică ce se numește Binecuvântări pentru fiecare zi și noi așteptăm în fiecare zi cu mare nerăbdare. Această poveste ne dă plăcerea și siguranța că în fiecare zi la grădiniță este cineva cu noi tot timpul. Chiar dacă mama și tata pleacă la servicii, ne lasă în grija altor persoane aici la grădiniță, noi avem siguranța că tot timpul cineva este alături de noi și ne îngrijește. Grădinița Omega funcționează din anul 2004 și are scopul de a forma intelectul, dar și caracterul. Momentan sunt 3 grupe de limba română și o grupă de limba maghiară. Săptămânal avem o oră de educație muzicală, dat fiind faptul că mie îmi place foarte mult să cânt și copiilor le-am transmis lucrul acesta. În fiecare oră de educație muzicală învățăm un cântecel nou și facem ritmizări ca să le fie mai ușor la școală. Așa se dezvoltă și auzul interior al copiilor și învățăm multe cântece. În felul acesta copiii știu multe cântece și părinților le place foarte mult. Azi e ce vă cazovă de aborta nuia și azi e să rătăm aleg o bomeroană poetașoc. Vin la grădiniță ca să învăț și îmi place cel mai mult pentru că am foarte mulți prieteni. Astăzi am învățat să ascult de mama și de tata. Fetița mea are 6 ani în curând, v-am plinit 6 ani și este încă la grădiniță, deci este în grupa pregătitoare. A făcut integral grădinița aici, am adus-o acum 3 ani. Au fost referințe de la prieteni, de la cunoștințe despre această instituție, în sensul că este o instituție cu condiții foarte bune din punct de vedere al standardelor de calitate, al personalului, curățeniei și, bineînțeles, în ceea ce privește pregătirea. Depinde de nivelul copilului și de vârsta lui pentru fiecare grupă, grădiniță, respectiv școală. Am fost mulțumiți atât de calitatea prestației cadrelor didactice și educatoare pe care are fetița mea, de modul în care era îngrijită fetița mea, de modul în care s-a dezvoltat ca și copil. Consider că este un copil echilibrat, colegii ei sunt prieteni și mai este un element. Este un copil mai sănătos decât copiii din alte instituții, care știm cum toții cum este la grădiniță, au răcit mult mai frecvent, au folosit mult mai multe antibiotice și mă consider din acest punct de vedere un părinte fericit. Așezată în mijlocul naturii, clădirea care unește copiii pentru a învăța împreună de la grădiniță până la adolescență, denumită Liceul Teoretic Muntele de Foc, este la doar 5 km de centrul de sănătate Herghelia, în localitatea Câmpenița. Bună ziua! Începând cu anul acesta, alături de cele două grupe de grădiniță în limba română, avem și grupa de grădiniță în limba maghiară. A fost cerința părinților din acest sat, din Câmpenița, ca copilașii lor să aibă un cadru familial în care să învețe multe lucruri. Îmi face deosebită plăcere să predau la această școală. Avem un număr de copii de limba maghiară la grădiniță. Sunt 8 elevi, 8 la grădiniță, 8 copii. Și este foarte bine că avem un număr atât de restrâns, pentru că pot să mă ocup special de ei, de fiecare individual. Metoda noastră este joaca și scopul nostru este de nu numai de a-i da niște informații noi copiilor, ci să-i pregătim pentru viață și sigur și pentru viața veșnică. Ce ai învățat aici la grădiniță? Despre Domnul Iisus și
despre, din Biblie. Aici poți să-i înveți pe copii obiceiuri de viață corecte și pe lângă aceasta poți să-i înveți despre Dumnezeu, să se apropie cât mai mult de El, să-L cunoască, să-L perceapă ca un prieten al lor și astfel viața le va fi pe urmă mult mai ușoară și societatea mai bună. La grădinița Rază de Soare din Sighișoara se bucură alți copii de o educație creștină și de învățarea limbii germane. Pe lângă oferta educațională, copiii beneficiază de 3 mese. Meniul este vegetarian. Mulți dintre părinți ne-au povestit că pe parcursul anului acesta școlar copiii nu au avut atâtea probleme de sănătate față de anii trecuți. Este plus față de alte grădinițe faptul că se învață limba germană. Practic toată educația lor se desfășoară în limba germană, în măsura în care ei înțeleg, bineînțeles. Și faptul că copiilor li se povestesc lucruri din Biblie și atmosfera pe care doamna educatoare împreună cu personalul grădiniței o creează este una deosebită. Personal sunt chiar foarte încântat de ceea ce oferă grădinița aceasta. De ce plânge pisicuța, miau, 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 cere lapte sărăcuță, vreau, vreau, vreau. Vino și tu la grădinița somnuță, ca să fie o rază de soare. Micul Samuel este exemplul pe care copiii îl învață la grădinițele creștine. Micul Samuel, grădinița din Târgu Mureș, găzduiește 35 de copii înscriși la două grupe, română și maghiară. Ce îți place ție cel mai mult aici la grădiniță? Poeziile frumoase. Cum te înțelegi cu copiii de aici, de la grădiniță? Bine. Păi, tu vorbești limba română, ei vorbesc limba maghiară. Cum vă înțelegeți? Bine, că ești și în maghiar și în română. Ieri am făcut o floricică din acuarele. Și un îngeraș. Învățăm poezii. Copiii de aici sunt educați încât să găsească în fiecare lucru și o să găsească partea bună a acestuia. Indiferent prin ce probleme ar trece părinții sau educatoarele, așa încearcă să educe încât să găsească lumina, să găsească partea bună a lucrurilor. Ce anume apreciați cel mai mult la această grădiniță? În primul rând este o grădiniță creștină și într-adevăr se simte asta, eu așa consider. Doamnele educatoare se ocupă foarte mult de copii, deci chiar dacă sunt destul de mulți copii, așa mi se pare că, nu știu, copiii vin acasă cu ceva într-adevăr. Deci nu știu dacă la altă grădiniță acest lucru se simte sau nu. Deci nu mi-am dorit ca copilul să meargă la grădiniță numai ca să în acel timp